Alin Bârda este unul dintre cei mai tineri primari din Maramureș și pe lângă administrație mai are în sfera preocupărilor și natura și sporturile care cer adrenalina. La sfârșitul săptămânii trecute a sărit cu parapanta de pe vârful Igniș și asta nu numai pentru a o trece la capitolul experiență personală, ci și pentru interesul orașului. Astăzi se pare că primarul nu mai este doar cel care semnează hârtii, își dezvoltă propria viziune asupra urbei sau comunei sau dă dispoziții. Cei care țin în mâini frâiele unei comunități aspiră și la altceva și au și o altă viziune asupra modului în care pot să o dezvolte. În acest caz, Alin Bârda a vrut să arate și o altfel de activitate la care pot participa localnicii sau turiștii. Personalul din primăria Baia Sprii a fost invitat să participe de asemenea la acțiunea de pe Igniș, însă a refuzat politicos. Așa că noul primar a ajuns pe munte doar cu câțiva iubitori ai sporturilor extreme. A oferit și un sfat de la înălțime. Recomand turiștilor care vin în orașul Baia Sprie ca una dintre zile să-și o aloce pentru așa ceva. De pe vârful Igniș sau de pe vârful Mogoșa sau de pe creasta Cocoșului, senzații unice, peisaj unic, Maramureș superb, așteptăm turiști în Baia Sprie. Primarul a sărit pentru prima dată cu parapanta și speră ca interesul localnicilor și al turiștilor pentru o astfel de experiență să crească.